Spectatori, vă spun bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Biserica în actualitate. Sunt Daniel Alexandrescu și mă bucur că urmăriți materialele noastre. Am bucuria și plăcerea să vin în atenția dumneavoastră cu o temă actuală a zilor noastre, și anume școala, educația. Că tot a început, însă aș vrea să o analizăm dintr-o altă perspectivă, dintr-o perspectivă puțin diferită. Școala într-un parteneriat cu Biserica. E adevărat că în zilele noastre sunt multe parteneriate, unele mai bune, unele mai puțin bune, însă ne propunem ca în ediția de astăzi a emisiunii noastre să vorbim despre un proiect reușit, un proiect realizat într-un astfel de parteneriat între biserică și școală. Pentru tematica noastră am bucuria și plăcerea să vă prezint invitatul meu și al dumneavoastră, pastorul Sergiu Onescu de la Biserica Baptistă Ghețiman din Caransebeș, Bun venit în emisiunea noastră. Ne bucurăm cu ești cu noi aici în București și că ai acceptat invitația noastră. Dani, mulțumesc mult pentru invitație. Mă bucur să te întâlnesc. Dumnezeu să te binecuvinteze pe tine. Dumnezeu să i binecuvinteze pe toți aceia care te ascultă, care urmăresc emisiunile acestea și sperăm să fie o binecuvântare și această emisiune. E o plăcere și pentru mine, mulțumesc că ai acceptat așa invitația, ți-ai făcut un pic de timp să vorbim și despre uh, o astfel de temă. Pentru că uh, tu deja ești implicat uh, cu biserica acolo într-o lucrare specială în zona asta educațională și în emisiunea asta a noastră aș vrea să vorbim despre cum ai început, despre pasiunea asta, despre provocările... Uh, problemele pe care le-ai întâmpinat, dar pentru început aș vrea așa câteva lucruri pe scurt despre tine, slujirea ta, așa ca să te cunoască un pic ascultătorii noștri. Da, m-ai prezentat deja, sunt Sergiu, slujesc în Biserica Baptistă Ghețimani din Caransebe și sunt unul dintre pastorii bisericii de acolo. Avem o echipă frumoasă, slujesc acolo de 5 ani de zile. Înainte de a veni la Biserica din Caransebe și am slujit în trei biserici de sat, Crivina, Jidioara și Criciova, undeva între Caraș, Severin și, și Timiș, acum cinci ani s-a oferit posibilitatea să ajung la Biserica din, din Caransebe și de acolo a început și proiectul acesta educațional și parteneriatul în care suntem implicați împreună cu biserica noastră cu Liceul Teologic Baptist din Reșița. De unde dorința sau de unde s-a născut asta, cumva de mic am visat, de destul de de mic. Am visat că atunci când o să fiu mare să, să construiesc o școală. A fost unul dintre visele pe care eu le-am avut și imediat după ce am ajuns la Caransebeș, frații de la frații de la Reșița, de la liceul Baptist au venit și ne-au făcut propunerea să deschidem o secție, așa se numeau atunci, o secție a liceului și la Caransebeș. Menționez că liceul teologic Baptist avea deja câteva secții, pe lângă liceul din Reșița, avea secții în câteva locații din județ, Bocșa, Moldova Nouă, se începuse deja și la Oțelul și atunci a venit posibilitatea să, să ne implicăm și noi într-un astfel de proiect. Iată că Dumnezeu te-a binecuvântat, te-a călăuzit și ați făcut demersurile și ați muncit de fapt la punerea pe picioare a unui proiect nou într-un oraș în care Uh, trebuie să recunoaștem sunt ceva școli uh, și școli bune, bune, cu rezultate excepționale la nivel de județ și plan național. Uh, n a fost ușor spun asta, și uh, poate unii chiar au fost uh, sceptici într-o astfel de reușită uh, în contextul ăsta în care un oraș cu multe școli, de deci ce ar mai fi nevoie de încă o școală. Dar aș vrea așa să le, să le luăm pe rând. Uh, Spuneai de provocarea asta inițiată de către Liceul Teologic Baptist din Reșița. Cum au reacționat cei din biserică, dacă tot vorbim de parteneriatul ăsta, biserică-școală, și cum au fost începuturile, care au fost provocările de început? Ah. Reacțiile cel puțin la nivelul echipei de conducere a, a bisericii, au fost încurajatoare, în sensul că prezentarea proiectului și perspectivele oferite de, de acest proiect au fost înțelese imediat. Biserica a, a primit destul de bine, dar e adevărat, e adevărat că scepticismul domnea. Și uh, prima mare provocare pe care, pe care am avut-o era legată de copii, deși se vorbea foarte mult despre a fi o, o școală, o grădiniță creștină. În momentul în care s-a evit posibilitatea și am spus că noi ca și biserică ne-am dat acordul, surpriza majoră a fost că nu aveam copii. Uh, părinții încă nu erau uh, dispuși și mă refer aici așa, la părinții din biserică, nu erau dispuși să își înscrie copiii într-un astfel de proiect, care nu prezenta niciun fel de, de siguranță la început. Asta mai ales în contextul în care, da, care avea și are câteva școli foarte, foarte bune. Și atunci a Lipsa de încredere, într-un fel, i-a determinat pe foarte mulți părinți să fie, să fie reținuți, și marea provocare de la început a fost să găsim copii cu care să putem să începem o clasă. Sigur că au fost și alte provocări, de la a găsi un spațiu, după ce a fost găsit spațiul respectiv, de a face spațiul respectiv să fie funcțional dincolo de aspectele acestei administrative, au fost aspectele juridice, și anume acelea de a obține aprobările necesare pentru a înființa o astfel de, de școală și de grădiniță. Dar mulțumim lui Dumnezeu că am reușit să trecem peste toate. A fost uh, multă rugăciune, a fost uh, multă muncă, a fost multă investiție. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu, numai cu ajutorul lui Dumnezeu, care a deschis uși, care a scos în cale oameni, proiectul astăzi este funcțional. Într-adevăr vorbim de un proiect funcțional, un proiect în dezvoltare și încurajator pentru cei din oraș și asta poți să confirm tu și cei care destul de mult vedem lucrul ăsta și eu când mai merg acolo. Au tot felul de feedback-uri pozitive. Elevii ați găsit cu greu, însă un mare impas într-un astfel de proiect este și spațiul, care trebuie să îndeplinească anumite condiții, trebuie să fie unul bine dotat, echipat. Știu că voi ați avut și aveți o astfel de mare binecuvântare să aveți o clădire bună, o clădire care într-adevăr a necesitat anumite investiții, dar aș vrea să povestești despre lucrurile astea, să specificăm foarte clar că nu e o clădire a bisericii Adivărat. și că, într-adevăr, asta a fost poate și un factor motivator că nu să țin cursurile sau orele în incinta unor anexe ale bisericii locale. Adevărat, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu, cu un spațiu foarte, foarte generos, dar până să obținem spațiu aș, aș menționa următorul aspect. Și aici așa este aportul autorităților locale într-un context în care aveam din biserica noastră, în momentul când noi am demarat proiectul, unul dintre... Membrii bisericii noastre era viceprimar și relația bună pe care o avea cu primarul. În momentul în care am depus solicitarea, atât el, fratele nostru, cât și primarul au mers împreună cu noi prin oraș să identificăm câteva locații posibile. Vorbim despre clădiri uh, abandonate, într-un fel, dar care erau în proprietatea municipalității. Și așa am ajuns unde suntem acum. Este vorba despre o fostă școală generală, o școală care are parter și trei etaje. Tocmai de aceea spun că spațiul este generos. O școală care s-a închis, a fost, a fost abandonată, a fost lăsată. Era aproape totul distrus acolo în momentul în care am luat-o, dar ne-a oferit suficient de mult spațiu ca să privim în perspectivă, în viitor, și să ne asumăm riscul de, de a ne îndrepta atenția și privirile și de a alege locația respectivă. Am depus, după ce am ales locația aceasta, s-a depus o solicitare la Consiliul Local, ne-a fost încredințată școala aceasta. Este încredințată cu drept de administrare pe toată durata păstrării destinației ei, ceea ce ne avantajează și ne oferă stabilitate și siguranță. Și de acolo a început munca, o muncă în care a trebuit să, să dăm aproape totul jos până la structura de rezistență, o structură foarte, foarte solidă, dar altfel aproape totul era distrus și efectiv. Până la structura de rezistență, ten cu geamuri, uși care deja erau inexistente, au trebuit îndepărtate și ne-a luat destul de mult de muncă până să eliberăm într-un fel terenul, și abia de acolo a început munca de renovare și de reabilitare. O muncă, a zice eu, destul de grea și uh, susținută. O perioadă de timp destul de lungă și cu resurse, și aici te-aș ruga pe tine cumva să prezinți aspectul acesta financiar, implicarea în, în renovarea școlii, care a fost o treabă destul de grea și de elaborioasă, și cu finanțe destul de mari, din ceea ce și-am auzit. Asta e un lucru încurajator, pentru că cineva spunea că problema nu sunt banii în zilele noastre, ci a devenit un pic o realitate faptul că timpul este mai prețios decât bani. Acum, poate în orașele mari, dezvoltate, asta să fie o realitate, dar pentru comunitățile mai mici și orașele mai mici, și banii sunt, sunt o problemă reală. Și ă, asta în contextul financiar, economic, local. Însă Dumnezeu va a binecuvântat și ați găsit resurse necesare și umane să ați școala la condiții, aș zice eu, ultramoderne a zilor noastre și dacă poți cumva să sintetizez toată perioada aceea de, de muncă, de strângeri de fonduri, de găsit echipe de oameni meseriași să lucreze acolo. Da, în principal, acolo au muncit membrii bisericii. Există un principiu al nostru pe cât posibil să, să lucrăm noi și să ne implicăm noi. Desigur, au fost recompensați, nu la nivelul în care poate era pe piața muncii recompensată munca lor, dar am muncit împreună cu ei. E adevărat, era nevoie de resurse uriașe, enorme. Să nu uităm că era și o perioadă destul de dificilă, 2019-2020, pandemie, Pandemia, da. destul, destul de greu atunci. Pot sublinia aici așa că resursele au venit din diferite direcții sau din mai multe direcții. În mare parte însă resursele au venit de la Biserica Ghețimani, biserică care după calculele ce le avem noi până la ora asta a investit câteva sute de mii de euro. E adevărat că și bisericile din împrejurim, inclusiv bisericile de sat, și-au avut contribuția lor, au făcut destul de multe dintre ele, câte o colectă specială, cel puțin asta a fost la început, așa am beneficiat de o colectă specială din partea lor și a fost un, un ajutor și un sprijin binevenit, dar pe parcursul celor 5 ani, iată, acum este al cincelea an, da, majoritatea investițiilor au fost făcute de biserică într-un mod constant, într-un mod, într mod susținut. Mai aș preciza aici următorul aspect că. Uh, în toate lucrările acestea a trebuit să ținem cont și de normele existente, în sensul că nu am putut să, să lucrăm oricum, am lucrat uh, în orice etapă pe bază, pe bază de proiect, am vrut ca uh, lucrurile să fie, să fie în ordine, să fie în siguranță și uh, pornind de la toate aspectele uh, de, de la normele de sănătate publică până la normele ISU. Uh, am căutat să, să respectăm absolut, uh, absolut totul. Slavă Domnului pentru uh, reușita voastră și uh, sunt convins că încă mai sunt provocări și o să vorbim și despre asta. Uh, e încurajator faptul că, uh, știind cum arăta clădirea aceea și o clădire dezafectată, nefolosită, uitându-ne astăzi la acea locație și la utilitatea ei și la preamătul, activitatea care e acolo, la copii, elevii, cadrele didactice, la condițiile ultramoderne, asta chiar ne dă așa un semnal satisfăcător că împreună cu Dumnezeu, cu comunitatea, cu biserica locală, cu partenerii locali se poate și numai să nu există voință, există o vorbă în popor, nu se poate face nimic. Și de asta chiar mi-am și propus să vorbim în emisiunea noastră despre parteneriatul acesta, care e unul important. Și școala e un actor local, destul de vizibil și de important pentru dezvoltarea unei societăți și, inclusiv, și pentru biserica locală. Iată că. Ați parcurs etapele astea, ați lucrat după acele standarde, norme, și mai ales în zilele noastre, când vedem ce se întâmplă, e bine să fii în siguranță atât cât se poate omenește, știind că Dumnezeu e cel care controlează și susține toate lucrurile. Uh, și așa ați pornit de la uh, clasa 0, nu? Ați pornit cu prima sau nu? Nu, am pornit de la o grupă de grădiniță cu 15 copilași. Și uh, acum suntem la trei grupe de grădiniță cu program prelungit, la patru clase de învățământ primar: clasa pregătitoare, clasa 1, clasa 2 și clasa 3, și două clase de gimnaziu, clasa 5 și clasa 6. Și sigur, progresiv, în fiecare an, uh, se mai adaugă încă Prin o clasă, clasă uh, ne dezvoltăm într-un mod normal, creștem. Într-un mod normal, dacă la început provocarea era să adunăm copii pentru o grupă, acum cea mai mare provocare este criteriul de selecție pentru copii pe care să-i acceptăm, pentru că cererile depășesc, depășesc cu mult numărul nostru de locuri. Și asta ne bucură, pe de o parte, dar e și o, o mare provocare și uh, responsabilitate. De exemplu, la grupele de grădiniță, de program prelungit, cred că avem cereri uh, ca să mai facem încă trei grupe. Uh, liniștiți am putea să mai facem încă trei grupe. Uh, la ce În ceea ce privește învățământul primar, lucrurile stau, uh, stau la fel. Uh, și uh, asta, asta ne bucură și ne încurajează să... Da, să muncim mai departe. Extraordinar modul în care, așa, Dumnezeu v-a folosit și vă folosește în continuare da. uh, și în contextul zilor noastre, în care vedem ce se întâmplă în plan și național și internațional, uh, ideologii, tot felul de uh, curente și influențe, uh, școala. Are provocările ei și în special pentru noi creștinii, școala ar trebui să fie un mediu sigur, un mediu în care să sădim valori sănătoase pentru copii, generația de mâine. Și cred că este un domeniu asupra căruia trebui să ne focalizăm foarte mult atenția. Și de asta consider că e nevoie de o implicare mai mare a noastră, a creștinilor, a bisericilor în zona aceasta și iată că se poate, voi stați dovadă și nu numai. Sunt și alte exact. școli în țara noastră care au dezvoltat un parteneriat de acesta local cu actorii locali și inclusiv bisericile, și asta asigură o funcționalitate. Dacă Dumnezeu vă va ajuta, e clar că trendul e unul înspre dezvoltare, așa cum spuneai și. Va crește și uh, pe mai multe planuri școala, și din punct de vedere calitativ, și a rezultatelor. Ceea ce la început n-ai cum să dovedești în piață, uh, și asta a fost foarte greu pentru voi, cum spunea, să aveți uh, cârligul acela de atracție uh, pentru părinți, copii. Suntem uh, uh, conștienți că, uh, la momentul acesta, uh, provocările sunt destul de mari și. Aici mă refer la a găsi cadre didactice profesional, liste bine pregătite, apoi să asiguri condițiile necesare aici. Slavă Domnului, voi le-ați asigurat la un nivel foarte ridicat și asta po poate pentru voi este un factor de atracție. Așa este. Și în același timp, ești într-o piață competitivă la nivel educațional, fiind și celelalte școli. Cum, cum, vă descurcați în zona asta? Cum să uită ceilalți la voi în perioada asta? Știu că aveți evenimente frumoase, o să vorbim și despre asta. Și ceea ce este încurajator să vezi că lucrurile se mișcă într-o direcție bună. Da, acum, aici așa cred că trebuie făcută o precizare. Școala din Caransebeș, funcționând ca o secție a Liceului Baptist, S-a bucurat de imaginea Liceului Baptist, liceu ale cărui rezultate de-a lungul anilor au fost foarte bune, recunoscute la nivel local și la nivel național. Cam mai toate liceele noastre, rezultatele au fost foarte bune, cel puțin la examenele naționale. Copiii din astfel de școli au avut rezultate remarcabile. Rata de promovabilitate a depășit bine și cu mult rata de promovabilitate la nivel național și atunci asta a fost un plus. Sigur că au contat condițiile și am fost conștienți că ceea ce oferim ca și condiții fizice acolo, dar și ca programă, și ca, ca structură, și ca viziune, ținând cont de. Provocările societății actuale, am considerat și am promovat și susținem că este un mediu în care copiii sunt protejați. Și cred că asta a contat foarte mult în, în intenția părinților, care acum, iată, efectiv, își doresc să-și aducă copiii acolo, și, din păcate, nu avem noi suficiente locuri, locuri pentru ei. În ceea ce privește cadrele didactice, da, și acolo am ținut, am ținut foarte mult la calitate și cred că sunt cadre didactice de o altă clasă. Majoritatea sau mulți dintre, dintre cei care activează ca și cadre didactice au fost în școlile bune din oraș. Unii în școlile bune din Timișoara. Sigur că, prezentându-le proiectul și invitându-i, făcându-le propunerea, prin rugăciune, mulți dintre ei așa au înțeles că trebuie să sprijine proiectul acesta și au venit, sunt acolo cu noi. Aș face însă precizarea că nu toate cadrele didactice sunt din mediul evanghelic, dar și pentru cele care nu sunt din mediul evanghelic, Criteriile au fost cât se poate de, de atente și ne-am uitat nu doar la calitatea profesională, care este foarte importantă, ci uh, am privit foarte mult și la calitatea morală uh, a omului. Uh, tocmai de asta uh, subliniez un aspect: că uh, cadrele didactice au nevoie de avizul de cult. Și există câteva etape prin care trebuie să treacă până să ajungă, să ajungă acolo. La ora asta ne bucurăm și de, și de cadre didactice cu o imagine foarte bună. Pot spune chiar așa: o întâlnire de săptămână aceasta cu, cu două familii de părinți care nu sunt din mediul evanghelic, culmea, și mă întrebau despre anul viitor, și zice. Sperăm că pentru următoarea clasă pregătitoare și atunci vom uh, completa un, uh, un ciclu întreg de la clasă pregătitoare până la clasa a patra, sperăm ca uh, învățătoarea, învățătorul uh, să fie la fel ca cei uh, de până acum. Și uh, mulțumim lui Dumnezeu și pentru ei. Sergio, uh, după ce am uh, partit Curs, așa un pic, etapele introductive și etape de altfel grele. Noi aici le-am parcurs în câteva minute. Pentru voi au însemnat luni, ani de muncă, de chin, de rugăciune, de implicare a bisericii și a bisericilor, de stres, de alergătură și cred că cei care ne-au ascultat până acum aș dau seama că, dincolo de cuvinte, e o muncă susținută în spate. La văd lui Dumnezeu pentru că el v-a ajutat până aici, și suntem conștienți că fără, fără Dumnezeu nu putem face lucruri mari, și de fapt nimic bun, ne spune Cuvântul Său. La momentul acesta, școala își desfășoară activitatea, e pe un trend de dezvoltare. Cum E relația voastră, ai spus ceva despre acei părinți, cum e relația voastră cu părinții, cu comunitatea locală, care sunt ecourile în urma procesului educațional. Și în anii ăștia mulți s-au convins că uh, sunteți serioși și că oferiți o educație de calitate, altfel într-un mediu sigur, cum spuneai, protectiv și cu valori creștine. Da, aș porni de la, de la sloganul sau motoul liceului Baptist, care este nimic fără Dumnezeu. Și da, cu Dumnezeu am ajuns aici. Cred că e necesar să fac precizarea că la momentul actual sunt peste 200 de copii în, în școala noastră. Educația și școala nu este doar pentru copiii din mediul evanghelic, ci este o școală pentru toți copiii, este o școală pentru oraș. Tocmai de aceea, cred că procentul este de jumate, jumate, între copiii din bisericile noastre și copiii care vin dintr-un dintr alt mediu. Și da, ne, ne bucurăm și în același timp e o provocare, în toți anii aceștia a fost o provocare să Creem o punte de legătură între biserică și școală, în așa fel încât să ne simtă aproape și împreună să, să punem umărul la ceea ce înseamnă dezvoltarea școlii. Și nu numai dezvoltarea școlii, vorbim despre dezvoltarea copilului. Pentru că suntem interesați de ceea ce înseamnă copilul, și atunci școala. Sau biserica vine în ajutorul școlii ca să ofere posibilitatea dezvoltării și pe, și pe alte paliere, și pe alte planuri, și în sensul acesta, da, putem să spunem că sunt diferite proiecte care vin în sprijinul și în ajutorul acestui, acestui demers. Sunt convins că asta e. Un factor, ăsta e un factor binevenit, modul în care voi v-ați dezvoltat, și uh, ai punctat foarte bine uh, acest aspect: că nu e doar pentru copiii uh, evanghelicilor sau bisericilor, ci uh, e o ușă deschisă pentru toți. Pentru toți. Și uh, e încurajator faptul că uh, și. Celelalte familii și copii din afara mediului evanghelic al nostru au căpătat încredere, și iată, uite, sunt pe liste de așteptare, se înscriu, își doresc, se preocupă de cadrele didactice din viitor pe care nu le ai. veți avea, și asta e un lucru foarte important. Mă gândesc la faptul că în anii ăștia Dumnezeu v-a ajutat. Să aveți câteva evenimente frumoase cu școala, sărbări de iarnă, sărbări de final de an școlar, sărbări de început de an școlar, evenimente deosebite care au atras atenția locală, a factorilor locali și cu atât mai mult au fost mare parte dintre ele celebrate în biserica locală, care deține așa un spațiu generos, e o biserică mare. Care au fost reacțiile așa și ale credincioșilor din biserică, dar și ale părinților, multor copii care ne fiind membri în biserica locală, au fost nevoiți oarecum să vină la serbarea copiilor lor într-o biserică evanghelică. Uh, da, eu cred că Cred că, în ceea ce privește biserica, reacția a fost una cât se poate de, de pozitivă, și pe lângă copiii bisericii, și ne bucurăm să avem câțiva zeci de copii în biserică și la grupele din biserică, dar cred că e o mare bucurie să vezi o biserică plină de copii sau să vezi cât, câți mai mulți copii într-o într biserică. E adevărat că nu a fost niciodată un titlu obligatoriu de prezență, dar începuturile de an școlar, diferite momente ale bisericii au presupus prezența lor sau o invitație pentru copii, în care aici așa vreau să fac o precizare foarte importantă, care dincolo de faptul că îi aduc pe copii împreună cu părinții la biserică, contribuie tot la dezvoltarea copilului. Așa cum spunea, e un spațiu generos în biserica noastră. Sunt câteva sute de oameni care asistă la slujbele pe care le avem în fiecare săptămână. Alături de ei, de membrii obișnuiți ai bisericii, vin și părinții și apropiații copiilor. Și în mod deosebit, când copiii sunt prezenți în biserică, ei au un timp de slujire al lor. Și atunci spuneam de fiecare dată, cred că nu este de aici de colo ca un copil să se obișnuiască să stea în fața a sute de oameni, poate chiar o mie de oameni când biserica este plină, și să crească într-un într astfel de mod. Să aibă libertatea discursului, libertatea de exprimare, să nu mai aibă tracul față de, de public, ba mai mult decât atât să-și dezvolte niște abilități muzicale, comunicative. Și cred că asta este un plus de fiecare dată și căutăm ca, pe lângă închinare, care este aspectul central și esențial, cumva și prin asta să contribuim la dezvoltarea copiilor. Sărbările de Crăciun, da, foarte bine punctat, sunt ale lor. Acum, în luna octombrie, o să avem Sărbătoarea Mulțumirii. În două duminici am creat un, un spațiu așa în timp extins ca ei să aibă timp să poată sluji acolo și să, să, fie acolo. Reacțiile părinților în general sunt pozitive. Eu întotdeauna spun așa, sperăm să zică și Dumnezeu la fel Amin. și să, să fie bine și din perspectiva lui, lui Dumnezeu. Noi credem că e bine. Aș sublinia așa, aparte de, Încercăm să îi implicăm pe copii în ceea ce înseamnă acțiunile sociale. De fiecare dată ne gândim la alți copii, ne gândim la alți oameni și cred că este un alt palier în care încercăm să dezvoltăm. Sau prezint un eveniment pe care noi l-am avut anul trecut ca și biserică, aniversând 30 de ani și mulțumesc că ai fost împreună cu noi acolo. Am avut o săptămână dedicată Bibliei, și copiii au putut, atât copiii cât și părinții, și nu numai copiii de la școala noastră, cât și copiii din oraș, au putut să vină și uh, să audă un istoric al dezvoltării, al apariției Bibliei, să intre în contact cu manuscrise de sute de ani și am văzut bucuria lor, fascinația lor în fața unor astfel de, de exponate și de exemplare. Și uh, pe lângă astea, avem ieșiri, avem excursii. Aș preciza, și acum ne pregătim de o ieșire din nou pe munte, o drumeție, având munții aproape, ne pregătim să mergem pe munte, încercăm să-i învățăm pe copii să prețuiască tot ceea ce este în jurul lor. Dacă ar fi așa, poate că nu e momentul unui bilanț, dar dacă e să vorbim un pic așa mai... Mai aplicat pe tematica emisiunii noastre, cred că un astfel de parteneriat între biserică și școală are șanse pe viitor să fie unul binecuvântat, unul de care să aibă nevoie tot mai multe școli în țara noastră. Și pun întrebarea asta pentru că mai puțin se îndreaptă în contextul nostru secular și a, to a toate provocările care sunt. Puțin și mai îndreaptă atenția spre biserică și spre instituția bisericii ca fiind o instituție credibilă care poate oferi valorii, poate uh, susține, poate face cumva diferența. Uh, în Întotdeauna și cred că. Aici avem la bază exemplul Occidentului, unde lucrurile s-au pierdut și știm cu toții ce se întâmplă, o îndepărtare a omului de biserică și de Dumnezeu. Ne aflăm totuși într-un cadru în care mai putem să schimbăm lucrurile, mai se poate face ceva și, da, cred că e absolut necesar ca... Toți factorii de decizie și de formare a caracterului unui om să, să înțeleagă că trebuie să se unească și trebuie să sprijine un astfel de demers. Și sigur că Biserica este prima care ar trebui să facă un astfel, un astfel de pas, și cred că în toate școlile, dincolo de, dincolo de orele de religie, cred că ar trebui o, o implicare mult mai mare. A ceea ce înseamnă biserica, atenție, precizez nu în ceea ce înseamnă actul educațional. Actul educațional este al profesorilor, dar în ceea ce înseamnă caracterul, mediul în care copiii își desfășoară activitatea, acolo cred că biserica trebuie să se implice și nu numai biserica, cred că trebuie făcută o echipă. O echipă din care să nu lipsească biserica, din care să nu lipsească familia, și dacă familia, biserica și școala reușesc să, să facă o echipă, ar fi extraordinar. Sigur, ar fi deosebit dacă și autoritățile sau diferite autorități competente ar veni în echipa aceasta, ar fi cu atât mai mult pentru că. Vorbim despre viitorul nostru, vorbim despre viitorul țării, vorbim despre siguranța noastră, și atunci cred că e bine să să avem un proiect comun și o viziune comună. Și eu sunt convins și subscriu la ceea ce spunea, mai ales că ar fi așa cumva o întoarcere la începuturi. Cel puțin în istoria noastră ca țară, educația s-a născut în timp biserice și. Copiii au buchisit pe Biblie, pe Cuvântul lui Dumnezeu, așa s-a dezvoltat educația. Biserica a oferit spațiile acelea precare pe care le-au avut și școlile moderne cumva au la bază implicarea Bisericii de atunci și ar trebui cumva parteneriatul acesta să fie unul care să funcționeze și în secolul 21. E adevărat, cum spuneai. Unde se poate punctual, acolo unde există, există posibilități Sergiu, știu că așa, în slujirea ta din biserică de acest timp te-ai implicat pe mai multe planuri Proiectul acesta educațional a fost unul pe care l-ai gestionat Continui să-l gestionezi și asupra căruia ți-ai îndreptat atenția foarte mult și mai sunt și alte proiecte pe care ca biserică le-ați dezvoltat. Însă, așa în perspectivă, cam care ar fi proiecția de viitor? Ce planuri aveți ca biserică și în ce privește relația bisericii cu școala? Și foarte bun, bine ai punctat, actul educațional trebuie făcut de către specialiști, profesori și nu există această ingerință a bisericii Sigur. în actul educațional, ca să specificăm, să nu creăm confuzie. Nu și dorește biserica un monopol pe actul educațional, ci, din contră, să faciliteze o educație cu valori iudeo-creștine, valori morale și sănătoase și să ajute cumva la formarea unor caractere uh, bune, solide uh, pentru viață, pentru societate. Uh, oh, da. Provocarea da, tot de provocare, că totul a fost provocator de la, de la bun început. Cred că e ca să ne formăm și noi odată cu copiii și cumva ceea ce încercăm să le întipărim lor, să încercăm să ne întipărim și nouă și aici așa chiar ne bucurăm că în timpul acesta scurt, pe de o parte, dacă să-l privim din perspectiva muncii Durează, a durat ceva. Dar sunt oameni care în perioada aceasta au subscris la valorile despre care ai amintit. Sunt oameni care efectiv l-au descoperit pe Dumnezeu. Slabă sunt domnului. oameni care s-au întors la Dumnezeu. Sunt oameni care frecventează biserica cu regularitate. Sunt oameni ai căror copii au ajuns să iubiască ce se întâmplă în biserică. S-au integrat în biserică. Unii dintre ei au învățat să cânte la diverse instrumente în biserică, și aici, așa e din nou aportul bisericii pentru că oferă facilitățile acestea și le oferă într-un mod gratuit pentru cei care își doresc, își doresc să aducă copiii. Și atunci este o latură pe care noi încercăm să o exploatăm, dar și să o, să o dezvoltăm. Ca să putem să ajungem la cât mai mulți copii, la cât mai mulți părinți și desigur intențiile sunt să dezvoltăm cât mai mult, maximul și să profităm de orice oportunitate pe care o avem. Dumnezeu să vă ajute, să vă dea înțelepciune și să vă sprijine, sunt convins că nu e ușor Cerințele sunt tot mai mari în vremurile pe care noi le trăim pe toate palierele, dar inclusiv și în zona asta financiară și trăim într-o societate materialistă, consumeristă. Știm că Domnul este stăpân peste tot și toate ale Lui sunt toate resursele și cu El vom, vom birui. Dacă ar fi să recomanz cuiva care, eu știu, poate ar avea același vis ca al tău și, sau același vis ca al multor altora să pornească un proiect educațional, cam ce recomandări ai da, cum i-ai motiva sau înspre ce i-ai îndrepta sau cum i-ai preveni în anumite direcții să, eu știu, poate să nu facă anumite greșeli sau să meargă mai motivați înainte. Da, acum aici așa cred că răspunsul ar putea să fie foarte amplu. Încerc să, să mă rezum doar la, doar la a spune că se poate, încă se mai poate și cât încă se mai poate ar trebui să profităm și se poate din punct de vedere legislativ, din punct de vedere al libertăților religioase pe care le avem, încă se poate. Se poate uh, pentru că sunt oameni care subscriu și aici așa eu vreau să, să subliniez un aspect foarte, foarte important. În tot proiectul acesta uh, nu a fost vorba despre, despre un om, ci a fost vorba despre, despre o comunitate și uh, surprinderea noastră a fost, numai ce aminteam de perioada dificilă, ca biserica efectiv să, să subscrie și să susțină, într-un mod care ne-a depășit toate așteptările noastre, toate demersurile pe care le-am le făcut acolo. A fost frumos să-l vedem pe Dumnezeu că ne deschide uși la care efectiv nu ne-am gândit. Și da, asta aș, aș insista pe aspectul acesta, dragilor, se poate. Se poate peste tot și haideți să facem, haideți să facem, pentru că e foarte important ce lăsăm în urma noastră. Și cred că nișa aceasta educațională e foarte, foarte importantă și ar trebui, ar trebui exploatată maxim. De educația copiilor noștri depinde tot, viitorul nostru, al țării, al bisericilor noastre, al, al societății, absolut. Absolut tot. Deci se poate, aveți încredere în Dumnezeu, lăsați-l pe Dumnezeu să lucreze și efectiv efectiv o să fiți uimiți. Îți dau doar un exemplu. La un moment dat, întrebau frații din, din echipa de conducere a Bisericii dacă mai sunt resurse, și surpriza a fost că au fost resurse, pentru că pe măsură ce lucrările continuau, Dărnicia bisericii a crescut fără ca să fie, cu ghilimele, de rigoare împinsă de la spate să facă lucrul acesta, ci ca un lucru natural, normal, din proprie, din proprie inițiativă. Ar fi frumos ca în fiecare oraș să fie o școală creștină. Da, de acord cu tine. Și o are, dar cred că e nevoie de mult mai multe. Sunt câteva. Bineînțeles, contextul nostru aici în capitală e unul aparte, competiția e și mai acerbă, însă este loc și sunt convins, așa cum spuneai, că trebuie să facem mai mult și cel puțin cât e zi, cum spunea Mântuitorul, și noi trebuie să lucrăm și lucrăm într-un mod înțelept și într-un mod proactiv, așa, gândindu-ne și la ce lăsăm în urma noastră, gândindu-ne la viitor, atât cât îl va îngădui Dumnezeu. Și sunt, sunt încurajat de modul în care, iată, astfel de proiecte, cum este și al vostru și altele, sunt binecuvântări pentru comunitățile locale, și de ce nu pentru biserica locală, bisericile și pentru națiunea noastră. Suntem așa, înspre finalul emisiunii, și cred că cei care ne-au urmărit. Au fost așa încurajați de, de ceea ce ai spus, și aici un merit, în primul rând, e că Dumnezeu încă și astăzi lucrează. Ascultându-te, parcă cumva mi s-a reiterat istoria poporului Israel, care a avut crizele lui și au fost momente în care au trebuit să o ia de la zero de multe ori, și în reconstrucția templului, a zidului, a multor lucrări din astea administrative. Ei au văzut, apropo de bugetul care îl aveau, au văzut că Dumnezeu a adus belșug de binecuvântare și a, a dat biruință, izbândă. Și asta e așa o încurajare că, pentru că Dumnezeul nostru nu s-a schimbat și așa la e. fel lucrează și astăzi, numai să avem oameni la fel de deschiși, disponibili să, să facă ceea ce vrea El să, să facem. Aș vrea câteva gânduri așa pe final de emisiune. Știu că n-am reușit să vorbim așa de zona asta a slujirii tale în biserica locală. Subiectul a fost altul. Dar pentru contextul zilor noastre ca un slujitor care predice Evanghelia, ești atent la zilele acestea, la frământările de toate felurile, războaie, crize, tot felul de ideologii curente, atacuri pe toate planurile, credincioși care, eu știu, și cu apătă. Te-aș ruga un mesaj ca din partea Domnului, așa de la inimă către inimă, să-l transmiți ascultătorilor noștri. Oh, da, mai întâi de mesaj, nu știu, eu. poate aș adresa o invitație, dacă aveți drum și treceți, vă așteptăm și la Caransebeș, aici au fost cuvinte, acolo există o realitate, sunt Hone. imagini și ușa este deschisă. Ce aș putea să spun din inimă pentru cei care ascultă, este doar că trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze și să lucrăm împreună cu El. În, în toți acești ani, împreună cu echipa de la Ghețimani, Mergem având un motou din 2 Corinteni 6, ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu. Și dacă ar fi să, să transmit ceva, lucrați, dar nu singuri, ci împreună cu Dumnezeu. Și câtă vreme mai este ziua și mai este lumină și mai avem posibilitatea să nu pierdem nicio secundă, fiecare secundă este prea prețioasă atât pentru noi, cât și pentru generația de după noi, cât și pentru semenii noștri. Trec secundele, nu se mai întorc și atunci să profităm efectiv de orice secundă, lucrând împreună cu Dumnezeu, pentru slava lui Dumnezeu și vom fi binecuvântați pe toate planurile, într-un mod în care probabil că nici nu-l visăm și nici nu ne gândim. Amin, a spune la tot ceea ce ai spus, într-adevăr să ne ajute Bunul Dumnezeu să fim lucrători împreună cu El. Îți mulțumim, Sergiu, pentru participarea în emisiune, îți dorim multă binecuvântare har, în slujirea în cadrul bisericii, dar și în slujirea aceasta, în parteneriatul bisericii cu școala, cu liceul teologic-baptist, secția de la Caransebeș să vă ajute Dumnezeu să fiți ceea ce El vrea să fi, să vă dezvoltați și să aveți un impact și mai frumos și mai mare în comunitatea locală, ca numele Domnului să fie slăvit, așa cum amin, ai spus, amin. nu vorba de niște oameni, ci numele Domnului nostru să fie onorat. Amin. Mulțumesc și eu pentru invitație și pentru posibilitatea de a prezenta un proiect frumos, care sper să te i mobilizeze și pe alții uh, și să sperăm că în următorii ani vom avea cât mai multe școli în țara noastră. Dragi telespectatori, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Biserica în Actualitate. Ne-am bucurat să fim împreună cu dumneavoastră, cu invitatul nostru, să discutăm despre parteneriatul Biserică-Școală. Îi mulțumim pastorului Sergiu Onescu că a fost cu noi. Vă încurajăm să rămâneți pe frecvență, pe frecvența cuvântului lui Dumnezeu, să studiați cuvântul, să vă integrați într-o biserică locală și să continuați să-L cunoașteți, să vă apropiați de Dumnezeu și să faceți voia Lui. Sunt Daniel Alexandrescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire data viitoare. Până atunci, fiți sănătoși!